Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnii Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni. Vă salut, domnule primar, mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. Bună seara tuturor celor care ne urmăresc. Da. Alături de domnia sa, domnul doctor Vlad Murariu, managerul noului spital municipal Fălticeni. Vă salut, mulțumesc că ați răspuns invitației noastre, că sunteți din nou în studioul Bucovina TV. Bună seara, vă mulțumesc eu pentru invitație. Da. Începem cu domnul primar și începem cu această criză sanitară. Care este ultima situație la nivelul municipiului Fălticeni? Da, la Fălticeni lucrurile sunt în regulă din punctul ăsta de vedere. Rata este scăzută și ne bucurăm că este așa. Tendința este în continuare de a descrește această rată a îmbolnăvirilor cu COVID. Și lucrurile par să intre într-o anumită stare de normalitate pe care ne-o dorim toți după aproape un an și jumătate în care lucrurile s-au desfășurat așa cum le știe toată lumea. Domnule director, din punct de vedere medical, tot legat de criza sanitară, cum stă situația? Într-adevăr, exact cum a menționat și domnul primar, în ultimele săptămâni sau chiar în ultima lună, rata este într-o continuă descreștere. Cazurile care se adresează Spitalului Municipal Fălticeni și care ulterior se confirmă COVID pozitiv sunt din ce în ce mai puține, aș putea spune chiar o raritate în ultimul, în ultima vreme. Un lucru care ne bucură și încurajez populația din Fălticeni, din județul Suceava și din România să se vaccineze, să participe la această campanie de vaccinare, pentru că ne va ajuta să ajungem cât mai repede la momentul dinaintea pandemiei, ca să zic așa, acel moment care îl așteptăm sau acea relaxare totală care o așteptăm, starea care am trăit-o de libertate dinaintea pandemiei. Da. Începem cu un cel mai important subiect al dialogului nostru. O să fie întrebări și pentru domnul primar și pentru domnul manager. Legat de spital, s-a încheiat o nouă etapă, da, foarte importantă pentru deschiderea, inaugurarea. Vă abțineți să spuneți inaugurare, pentru că nu va fi ceva foarte oficial. Deschiderea noului spital municipal. Da, într-adevăr, am mai parcurs încă o etapă din multele etape care au trebuit să parcurse pentru a îndeplini acest vis pentru municipiul Fălticeni și toată zona de sud-est a județului Suceava. La sfârșitul săptămânii trecute s-a încheiat recepția finală la terminarea lucrărilor, astfel încât o serie de documente au putut fi puse cap la cap și trimise către instituțiile statului în vederea obținerii autorizațiilor de funcționare. A fost o muncă extrem de complexă, extrem de lungă, pentru că sunt zeci, sute de mii de hârtii care au trebuit analizate, care au trebuit verificate, care au trebuit fi corelate. Vorbim de o investiție mare și de o investiție care a început acum 30 de ani. Vă dați seama ce volum de documente s-au strâns în acești 30 de ani, câte modificări a suferit proiectul inițial, pentru că în 1990-91 altele erau reglementările în legislația specifică, ISU, direcția de DSP și toate celelalte. Altele sunt acum. Foarte multe modificări, repet, au trebuit fi executate, au trebuit fi modificate în cadrul proiectului tehnic și apoi puse în operă, în construcția spitalului, dar am depășit și această etapă. Chiar vorbeam cu domnul manager în drum spre Bucovina TV și discutam despre volumul mare și îmi spunea că a trebuit să fie transportate la ISU cu o dubă, n-au încăput într-un duster spitalului, ca să spun așa. A trebuit să găsim o mașină de mare capacitate ca să transportăm zecile de dosare către ISU în vederea obținerii autorizației. În edificarea acestui spital, care ar fi fost cel puțin în ultimii 8-9-10 ani de când sunteți primari, puncte de cotitură, puncte mai dificile? Într-adevăr, în 2012 s-au reluat lucrările la Spitalul Municipal Fălticeni, lucrări întrerupte în 1997. Deci 15 ani, practic, nu s-a pus nicio cărămidă la Spitalul din Fălticeni.
De asta fac și mențiunea câteodată că nu e vorba practic de 30 de ani. S-a muncit din 1991 până în 1996, 97, da. Din 97 până în 2012 totul a fost blocat. În 2012 s-au reluat lucrările pe care am reușit să le încheiem în 2019. Urmând apoi toate celelalte etape de obținerea banilor pentru dotări și aparatură medicală, dacă e să luăm așa, să facem o cronologie la momentele importante, începând cu 2012, apoi în momentul în care spitalul a fost finalizat undeva la 2015-16, au venit apoi momentul colectiv care a impus o nouă modificare a tot ceea ce înseamnă reglementări ISU, care ne-au afectat indirect și pe noi. Au trebuit construite acele trei scări pentru evacuare și în caz de incendiu, alte modificări în proiect, alte surse de finanțare, alte locații, pentru că nu vorbim tot de trei scări minore, vorbim de trei scări care sunt extrem de mari și a trebuit să găsim locația astfel încât ele să se deschidă într-un hol în spital, nu le puteam pune oriunde, cu tot ceea ce înseamnă parte de cabluri, rețele subterane care trebuie să fie relocate. Am depășit și această etapă, apoi etapa decisivă privind achiziția de dotări și echipamente medicale, după o licitație care a durat aproximativ un an, am avut momentul în care am avut contractele cadru semnate, am făcut adrese atunci către minister, către, țin minte și către Comitetul Național pentru Situații de Urgență, pentru obținerea finanțării, am luat și acel credit, am obținut și banii de la minister. Una peste alta, lucrurile au evoluat, poate nu cu rapiditatea pe care și-ar fi dorit-o toți, dar am făcut toate eforturile ca lucrurile să se întâmple repede și bine și iată că suntem astăzi la momentul în care putem spune că în câteva săptămâni, zile, săptămâni, Spitalul Municipal Fălticeni va fi funcțional. De finalizat el este, de o bucată vreme este finalizat. Vorbim de funcțional și practic actul medical care trebuie să se întâmple în noile saloane, noile săli de operații și așa mai departe. Domnule doctor, cam tot atâția ani ați adunat și dumneavoastră în calitate de manager al spitalului vechi, ca să spunem, Municipal Fălticeni. Evident, din punct de vedere profesional, ziua dumneavoastră avea cam trei gânduri mari și late, da? Pentru profesie, da? Chirurgie, manageria spitalului vechi, da? Și evident grija pentru spitalul nou. Cum ați reușit să vă împăcați cu să vă împărțiți? Până la urmă aveți și o viață personală ca să discutăm, familie și așa mai departe. Aici am fost, am suferit un pic bucata asta, dar este mi-am asumat în momentul în care am bătut palma cu domnul primar să mergem pe acest drum, ne-am pus acest țel măreț care trebuie să-l atingem, acest obiectiv să-l ducem la bun sfârșit, mi-am dat seama că undeva o să am de pierdut. Dar eu zic a meritat? Faptul, sunt absolut sigur că da, sigur că da. Faptul că nu ocupi o funcție publică, o ocupi cu un scop de a face lucruri bune pentru comunitatea care a investit încredere în tine și care o deservești. Eu, activând ca medic ortoped la Spitalul Fălticeni de mai mulți ani și întâmplarea face că camera de gardă bătea, geamul ei bătea exact către spitalul nou și uitându-mă pe geam, ani în șir, că nu se întâmplă absolut nimic, am gândit că e momentul că trebuie făcut ceva, trebuie să cineva să-și asume lucrul ăsta. Și am asumat lucrul ăsta împreună cu domnul primar, tocmai că e un lucru greu, nu e un lucru ușor. Iar pentru un management cât mai eficient al timpului, am consultat, am operat, am tratat pacienți de specialitate în perioada asta. Spitalul vechi, după un timp, a devenit o rutină, erau lucruri repetitive, nu erau foarte dificile. Problema a fost șantierul, ca să zic așa. Șantierul, da. Pentru că ați întrebat pe domnul primar de care au fost obstacolele majore. V-ați gândit că va fi spitalul gata în 3-4 ani? V-ați gândit că se va întinde pe 9 ani, 10 ani în data? Cum să vă spun, lumea are impresia că noi a venit cineva la începutul proiectului, ne-a pus toți banii cât costă spitalul într-un cont și hai lucrați. Nu așa a fost.
noi an de an am avut o finanțare limitată, o finanțare care am obținut-o făcând un lobby dificil și insistent la nivel central, pentru că în moment Ministerul Sănătății nu are ca obiect de investiții doar Spitalul Fălticeni, da, are toată țara. Și gândiți-vă că noi ne-am dus din Fălticeni să concurăm la acea finanțare cu Timișoara, Iași, București. Da. Da. N-a fost foarte ușor să răzbatem, să avem, să ne putem face glasul auzit și cauza cunoscută acolo. Dar v-am spus, mergând, insistând, ne-am atins țelul. Și noi am putut avansa în fiecare an în funcție de ce finanțare am avut. Că nu puteam spune constructorului, merge înainte cu factori de 12 milioane, noi având finanțare de 5 sau de 7. Important că toți banii au fost cheltuiți la timp. Banii au fost cheltuiți la timp din indicatorii tehnico-economici al proiectului dat prin hotărârea de guvern. Noi chiar am făcut economii la suma alocată, cu toate că am avut de făcut și 3 scări suplimentare din aceeași buget. Da. Provocările, să știți, au fost și mari, cum era asta, an de an, hai să obținem o finanțare cât mai bună, ca să avansăm cât mai mult cu proiectul, dar au fost și provocări de zi cu zi, pentru că legislația românească s-a adaptat la cea europeană în din fiecare din mers. Iar noi trebuia să implementăm totul construind în cadrul construcției spitalului. Da, da. Și nu a fost ușor, a fost o colaborare foarte bună între noi ca și beneficiar împreună cu primăria și proiectanții de specialitate, constructorul, care s-au mulat pe situații, ca să zic așa. Da. Dacă v-aș fi arătat proiectul din 91 sau proiectul din 97, să-i faceți o comparație cu cel care e finalizat acum, o să spuneți că sunt două proiecte complet diferite. Adică unul era dintr-o epocă, altul din zilele noastre. Da. Dar, cum să vă spun, ne-am dorit foarte mult să facem asta, fălticenenii își doreau de foarte mulți ani să fie deschis acest obiectiv, să fie pus în beneficiul lor, spitalul vechi, un spital exact așa cum sună, vechi. Da. Nu mai corespunde așteptărilor oamenilor, nu mai corespunde circuitele care se cer în ziua de azi. Și cu un efort susținut pe termen lung, uitați că am ajuns aici și sunt foarte bucuros că am atins acest obiectiv, mai ales pentru fălticeni. Ca o chestiune pozitivă pentru experiența dumneavoastră de manager, ce ați acumulat? Vreau să vă spun că am acumulat niște cunoștințe în materie de a... să vă transfere, eu știu... Unde ar dori să... Nu vreau să spune așa lauda, dar pot fi consultant acum în materie. Nu mi-am imaginat vreodată în viața mea că o să am atâtea cunoștințe în materie de construcții și circuite de spital. Domnul primar e expert, eu sunt doar consultant, dumnealui e expert, care are pe lângă spital și multe alte obiective, școli, străzi, adică... Dar, da, a fost o experiență, cum să vă spun, care m-am învățat ceva, am plus în viață. Partea cea mai grea a fost să obțineți finanțarea la timp. Asta a fost. Una din părțile grele. Una din părțile grele. Momentul colectiv, să știți că a fost un moment foarte greu pentru noi, pentru că, pur și simplu ne-am trezit că ni se spune, dați-ne înapoi avizul să-l mai examinăm și după aia să ne, în același timp, ne pare rău, dar nu puteți continua așa, nu vă putem da autorizații de funcționare dacă nu faceți lucrul ăsta, adică să construim 3 scări, am schimbat circuit, au fost 3 scări astea de evacuare la incendiu, a fost măsura majoră, au fost și alte măsuri complementare de care le-am aplicat în proiect. Am avut noroc că am putut face consultanță cu o firmă de specialitate care ne-a făcut un nou scenariu la foc, care a fost vizat de ISU Suceava, le mulțumesc, vreau să le mulțumesc. Alți bănuți, nu? Presupun, Alți bănuți și asta, dar în principiu vreau să le mulțumesc ISU Suceava pentru asistența tehnică permanentă care ne-au acordat-o de fiecare dată când am solicitat-o și ne-au ajutat în final să oferim cetățenilor să deschidem un spital mai sigur. Ceea ce e un lucru
chiar dacă s-a lungit, chiar dacă oamenii, na, ne-am jucat un pic cu răbdarea lor fără să vrem, dar în final beneficiază de servicii medicale într-un spital mai sigur. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.